Păi el va găti boldovenește și eu voi găti pește. Pește cu legume la cuptor. Nu este ușor, că trebuie să tai toate legumele. Până le curăți, până le pun, până le... Până cuptorul și... Până cuptor, după aia aștept. A început! A început! S-a dus! Gata! Eu gătesc cel mai mult de fiecare dată cu un scop de a o învăța pe ea, iar mai târziu să pot să-mi iau și eu timp liber în weekend, sâmbătă, duminică. Acesta este scopul? Da? Nu știai? Nu, nu. Îmi place foarte mult că încă este calmă deocamdată, dar va intra în panică imediat. O să aud cum o să înceară ajutorul. Cartoful meu are o bubă! Fac pariu că dintr-un cartof mare așa mai rămas unul așa, pentru că în momentul în care curăță cartofi, se duce tare. Dar știe să gătească. Dacă, indiferent cum iese ciorba, mai sărată. Dacă nu e acasă, știu așa. Nu mor de foame. Nu. Știi care e problema, că acasă tot tu mă ajuți. Să curăț peștele. Da. Pentru că nu reușesc să-l curăț cum trebuie. Știi că să-l bucățăles și să-l fac praf. Mai bine îl curesc tu. Ce pot să fac pentru tine? Perfect, mi-ai lipsit atât de mult generator de tine, fii atent. Vreau să cureți tot ce este aici. La munca de jos? Așa am ajuns? Așa pornește, cum să fii chef, bucătar, șef. Și am mare rugăminte ca în momentul în care mă întorc să fie curat. Știi, ca acasă. Eu... Gata, mi-a dat comanda. Acesta este un cartof curățat de el, acesta este un cartof curățat de mine. Al meu este un pic cam ondulat. Al lui este un cartof drept. Ondulat, drept. Să te vază lumea cum gătești, oricum e mai bine decât acum câțiva ani de zile. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, ia să vedem. Ce a făcut aici? Foarte frumos! Îmi place foarte mult cum ai curățat cartofii. Nu se așteaptă să gătesc, șefii, nu? Da. Se așteaptă doar să cânti și să dansezi. Asta seara e bună. Nici eu nu se aștepta, e bine. Dar chiar arată bine. În standardele mele acum, nu știu, standardele șefilor, e posibil să fie o ciorbă ce am făcut aici. Dar pentru mine e ok-iuț. Aceasta este rețeta mea de chifteluțe moldovenești. Poftă bună dacă vă place. Dacă nu, vă rog frumos să mi le dați înapoi. Pentru că a mea soție abia așteaptă să le mănânce. Sabonat! Eu sunt fericită dacă iau un singur cuțit, ce să zic. Dar îmi doresc ca el să ia 3 cuțite. Eu mi-aș dori foarte mult să iau cuțitele, dar nu să mi le arate și atât, ci să mi le dea acasă, pentru că sunt fan cuțite. Tai! Mi-l dă, nu? Perfect. Merge banda bine, îmi pare. Nu era, merge banda bine, îmi pare. N-am parale în buzunare, nu sunt eu de vină oare, că ce te-ai să fars. Stai mă, că avem gemeni. Avem gemeni. Zopapa! Opa! Păi ești nebun? Fii atent. Asta? Două feluri principale. Mă așteptam cumva la... Ori un fel principal și un desert. Păi, sunt doi concurenți, că n-are cum cineva să gătească într-o oră două farfurii de complexitatea asta. Ia, fii atent că și-a pus ochelarii, domnul profesor. Și-a pus ochelarii, domnul profesor, că nu înțelege ce se întâmplă. Foarte interesant asta, numai că hai să spun o chestie. Cred că somonul a fost la cuptor cu legumele odată. E clar, nu e bucătar pentru că ar fi știut că legumele nu se gătesc toate în același timp. Fii atent, știu cine a gătit. La chiftele e o femeie, la somon e un bărbat. Femeia gătește chiftelele pentru bărbatul care gătește somon. Bărbatul spune că sunt bune chiftelele, iar femeia doar se preface că bărbatul gătește bine, doar în ideea în care ca bărbatul să se mai gătească. Îmi place. Eu cred că e altfel. Femeia gătește chiftele, le face bune. S-au supărat, hai să vedem care e cel mai bun la șef la cuțite. Acum pun cuțitele. Am înțeles. Bună seara! Vreau să știu așa, am ghicit cum am pus problema, că asta m-a interesat. Mai există o teorie. Așa. Fiecare și-a gătit ce-i place și v-am prezentat produsul. Oricum, mi-a plăcut teoria foarte mult. Bărbatului nu-i place ce face femeia și femeii invers. Dar fiecăruia îi place ce și-a făcut. Și acum să vedeți cine ce-a făcut. Eu sunt sigur că tu ai făcut somonul și el chiftele. Am zis că e taman invers. Ce faceți? Eu știu să gătesc 3 chestii, atât.
Și astăzi am venit cu una din cele trei. Soțul, în schimb, știe să gătească foarte bine. Nu foarte bine. Îmi place să gătesc pentru că îmi place să mănânc ceea ce gătesc eu, nu să iau de la alții, să cumpăr de la alții. Se vede că îți place să mănânci. Ia să-mi spui, când v-ați cunoscut, atunci repede la început, ți-a gătit? Nu. I-am gătit. I-am spus de la început, eu nu știu să gătesc, decât să supraviețuiesc. Iar eu venim din căminul ATF, acolo unde fiecare aduce un morcov, un păstrânac, o ceapă ce are, să facă ceva bun, am zis... Și din Moldova? Că gătesc eu. Adică... A venit? Moldovean? Da. Moldovean, Botoșani. Botoșani. Și tu ești Botoșani. Din? Ploiești. Ploiești. Dar eu sunt plecată de mult. Da. Sunt de mult plecată, da, deci... Și atunci... Păi, întrebarea românească, tipică pentru, nu știu, tineri căsătoriți sau pentru familii în general, cine cântă în casă, cocoșul sau găina? Depinde de zi. Da, da. Dacă e luni, dacă e marți, depinde, dacă e 13. Da. Serios? Da. Ne completăm foarte bine. Din punctul meu de vedere, trebuie să fie o balanță pentru o bună căsnicie. Dacă fetita, vrei să care cântă foarte tare. Fiica mea mică de 3 ani îmi cântă în momente inoportune, liberă la mare. Nu cred. Ba da, soacră mea a învățat-o liberă la mare și dacă ajung cu ea undeva, oriunde, nu știu, într-o întâlnire din asta oficială, unde ea este în rochiță și îi o pune cineva, t-ai învățat și tu un cântece la grădiniță și ea face liberă la mare și mă uit la ea și zic, ok, nu e momentul. Cântecul copilăriei părinților. Da, chiar.